Enchanté. Mi-a venit ideea acestui clip urmărând niște lucruri pe Instagram, scrollând așa pe Instagram și întâlnindu-mă cu tot felul de mesaje din astea ciudate și mai având și discuții cu voi, pentru că am mai discutat destul de mult cu voi în privat pe subiectul ăsta și mi-am zis că n-a strica un... clip pe tema asta, pentru că se legă foarte mult de seria noastră cu eleganța și mie mi se pare că se încadrează tot acolo. Și este vorba despre ce bărbați să eviți sau ce trăsături de caracter ar trebui să-ți ridice așa niște semne de întrebare cu privire la un bărbat în momentul în care vrei să întemeiezi o relație. Desigur, eu vorbesc aici pentru situațiile în care chiar vreți o relație serioasă cu un bărbat și vreți să construiți ceva, nu o chestie sporadică, un puppy love, ceva așa, o prietenie între o fată și un băiat. Eu vorbesc aici strict pentru acela dintre voi care vă doriți o relație, vă doriți un bărbat lângă voi și vreți un bărbat adevărat, nu puștii care există în ziua de astăzi, ca să nu zic altceva, că știți că am niște păreri foarte, foarte tranșante legate de bărbații din ziua de astăzi. Și mi-aș fi dorit foarte tare să știu lucrurile astea sau să mi le fi spus cineva când aveam 18 ani sau 20 de ani sau 22 de ani. Ar fi fost minunat dacă mi-ar fi spus cineva lucrurile astea și dacă mi-ar fi deschis așa puțin ochii și m-ar fi luat din impresiile alea stupide pe care le aveam eu, pentru că eu eram foarte convinsă că toată lumea o să mă iubească și că toți bărbații sunt în regulă, că dacă îi lași să se apropie de tine, vor fi drăguți și vor fi de treabă și vor avea grijă de tine și se vor purta frumos cu tine și eram așa într-o ferie și într-o poveste din asta, într-un romantism din asta, din altă lume de poveste așa și eram atât de naivă, crezând că toată lumea care o să se apropie de mine și pe care o voi lăsa eu să se apropie de mine, pentru că nu prea lăsam pe oricine să se apropie de mine, o să aibă încredere în mine și o să se poarte frumos cu mine și pot să formez o relație și o să fie totul roz și frumos. Și realitatea asta cu totul altfel și stă cu totul altfel și mi-am dat seama că, băi, avem nevoie de cineva care să ne zică lucrurile astea și în cazul în care sunteți și voi în perioada aia sau chiar și dacă ați mai avut experiențe tragice, zic că nu strică un astfel de gând de clip. Pentru că femeile în ziua de astăzi emană foarte multă disperare, au impresia că nu o să le bage nimeni în seamă, că ori să moară fete bătrâne și că nu vor găsi niciodată dragostea vieții lor dacă nu acționează la modul disperat, adică dacă nu sunt chiar disperate. Iar bărbații sunt foarte leneși în ziua de astăzi, sunt foarte demasculinizați, dacă vreți să folosim un termen care nu știu cât e de corect gramatical. Iar în clipul ăsta eu vorbesc pentru acela dintre voi care vreți să vă întemeiați o relație cu un bărbat adevărat, adică care sunt semnele pe care să le urmăriți la un bărbat cu care ați putea să întemeiați o relație și cu care să construiți ceva pe viitor. Nu puppy love, nu aventuri din astea scurte, nu prietenii, nu chestii de genul ăsta. Alea sunt alt subiect. Eu vorbesc aici strict pentru acela dintre voi care vreți o relație serioasă, pentru că eu întotdeauna asta am urmărit. Nu am intrat într-o relație numai de dragul de a intra, de a fi într-o relație, ci pur și simplu am vrut tot timpul să am o relație serioasă. Astea sunt niște semne foarte, foarte, foarte importante pe care dacă nu le depistați de la început și dacă le tratați așa cu superficialitate, mai târziu se vor întoarce împotriva voastră. Am auzit la un moment dat un tip care se ocupă de consiliere matrimonială și vorbea cu femeile, punându-le o întrebare. Cum te vezi tu tratată de un bărbat? Te vezi tratată ca o piatră sau ca un diamant? Pentru că în funcție de cum te vezi tu tratată de un bărbat, așa te va trata. În funcție de energia pe care tu o transmiți, în funcție de ceea ce îi permiți să facă sau nu, așa te va trata. Dacă tu îi permiți să te trateze ca pe o piatră oarecare, așa te va trata. Dacă tu îi permiți să te trateze doar ca pe un diamant,
așa te va trata, pentru că bărbații au nevoie de chestia asta, au nevoie să li se pună o limită, să li se dea un tipar, să li se facă, să li se creeze un scenariu după care să acționeze. Iar noi femeile nu mai facem asta, suntem foarte disponibile, suntem foarte la îndemână. Poate un subiect despre care să vorbim în alt clip, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult cu ăsta, că așa și am mult de vorbit, dar în ziua de astăzi femeile nu mai fac de foarte mult în teoria asta. Trec cu vederea foarte multe lucruri grave, doar de frică să nu fie singure și asta este prima chestie pe care ar trebui să vă scoateți din minte ca femei, și anume să nu vă mai fie frică că o să rămâneți singure și că o să rămâneți nemăritate, Deci nu asta trebuie să fie grija voastră. Pentru că și dacă te măriți cu unul și te bate sau se poartă urât cu tine sau te înșală sau tu trebuie să muncești să ții casa pentru că el nu este capabil, n-ai rezolvat nimic. Da? Și atunci trebuie să fim mai deștepte, trebuie să fim mai inteligente, mai cu capul pe umeri și să avem grijă ce alegem, da? Și cum îi lăsăm pe cei din jurul nostru, dar mai ales bărbații să ne trateze. Mă tratează ca pe un diamant pentru că asta sunt, asta merit. Și primul lucru, de fapt, de la care a și plecat ideea acestui clip, ar fi primul semn că nu este un bărbat masculin și potrivit pentru tine, este că te critică. Un bărbat adevărat niciodată nu o să te critique, ba mai mult, niciodată nu o să te critique de la prima întâlnire, cum am auzit recent niște situații. Nu există să zică, părul tău nu stă bine sau nu-mi place culoarea sau ar trebui să-ți schimb culoarea sau ar trebui să-ți schimb felul în care te îmbraci sau ar trebui să mai slăbești sau ar trebui să... Niciodată! Un bărbat nu te critică niciodată, niciodată și nici nu trebuie să-i permiți să te critique. Pentru că în momentul în care ai deschis portița asta, e clar că e o problemă cu el. În general, bărbații de genul ăsta au mari probleme, sunt foarte nesiguri pe ei, odată, da? Și încearcă, la fel cum se întâmplă și pe internet, încearcă să-și propage frustrările asupra ta. Mai ales dacă observă că tu ai un pic de încredere în tine, încearcă să o submineze și iar asemenea bărbați nu trebuie să stea pe lângă tine. Asemenea bărbați trebuie să se maturizeze. Este lipsă de maturitate în primul rând, lipsă de educație în al doilea rând și tu nu ai ce face cu un bărbat de genul ăsta lângă tine. Pentru că în momentul în care noi evoluăm, muncim să evoluăm, să fim elegante, să fim drăguțe, să fim rafinate, să fim niște femei deosebite, da? Nu ai ce căuta cu unul din ăsta lângă tine. Nu vorbesc aici de situația în care, într-un cuplu, există acea deschidere de a discuta despre anumite probleme, despre a discuta anumite aspecte neplăcute, de a discuta... Aia este altceva, da? Acolo este vorba de discuție, nu o să vină niciodată vorba de critică. În momentul în care, să spunem, tu te îngrași foarte mult, nu o să vină să spună niciodată bărbatul de lângă tine, dacă este un bărbat adevărat, nu o să vină niciodată să spună, bă, te-ai îngrășat, te-ai făcut cât o vacă. Nu o să vină niciodată să spună chestia asta. Sau te-ai îngrășat ca X-ulească, acum am auzit iarăși un caz. Ci o să vină să spună, băi, îmi fac griji pentru tine, pentru că nu este sănătos. Uite, ai început să nu ai probleme. Hai să vedem de unde a plecat toată chestia asta. Deci vine la modul de suport. În momentul în care ai o schimbare de genul ăsta, da? Este ceva în neregulă cu tine, poate ești în depresie și nu-mi dau seama, spune-mi ce s-a întâmplat cu tine, de ce sunt schimbările astea cu tine, așa, dar niciodată nu vine să pună problema la modul, vai, te-ai făcut cât o vacă. Aud foarte des astfel de remarci, mai ales aici la țară, sunt la modă și femeile sunt pasive și... nu. Un asemenea bărbat n-are ce căuta lângă voi. Al doilea lucru la care trebuie să fiți atente este generozitatea și să fiți atente la bărbații care nu sunt generoși. Și nu vreau să aud chestia aia cu, fai, ești materialistă. Da, trebuie să fii materialistă. Ghiciți ce? Am învățat de-a lungul timpului că trebuie să fii materialistă și ca femeie este bine să fii materialistă, dar aici nu este vorba de materialist, ci este vorba de a vedea capacitatea unui bărbat. Un bărbat care nu este generos cu tine, care nu îți face cadouri, care nu te bagă în seamă, care nu are grijă de tine, nu o să te prețuiești
prețuiască și nu o să susțină o familie cu tine. Da? Nu o să, dacă el nu este de la început generos cu tine și dacă el nu are grijă de la început de tine și dacă este genul de om care chiar de la început trebuie să faceți nota jumii-jumătate, trebuie să vă împărțiți totul, ba mai mult are pretenția să-i plătești tu ca femeie, e o problemă. Pentru că înseamnă că odată nu e capabil să susțină o familie sau să susțină o relație și nu este nici generos. Da? Sunt bărbați care au enorm de mulți bani, dar nu dau un leu pentru o femeie cu care ies. Da? Nu plătesc ei masă. Aici nu este vorba de a fi materialistă, ci este vorba de faptul că ăsta este rolul primordial al bărbatului, de a fi suportul familiei. El este cel care este providerul în familie, nu suportul. Este providerul familiei. Asta este rolul lui ancestral de când l-a făcut Dumnezeu pe lumea asta, deci de când a fost el creat, să fie providerul. Și dacă tu nu vezi de la început semnele astea în el, e clar că nici mai târziu, când lucrurile se vor mai obișnui și se vor mai așeza, nu o să fie. Da? Dacă el așteaptă să susții tu familia și el să-și vadă de ale lui, e o problemă. Da? Deci trebuie să ai în mare grijă la lucrurile astea de la început, să fii atentă și să vezi dacă este generos, pentru că dacă nu, e un mare semn de întrebare. I just don't know how I'll ever be able to thank you enough. I'm still so embarrassed. Well, you have no reason to be. Anybody can forget their money. I've done it myself. Nu este vorba de materialism aici, nu este vorba de egoism aici din partea ta ca femeie, ci este vorba de a vedea generozitatea unui bărbat. Pentru că un om, un bărbat care nu te pune pe primul plan și nu te prețuiește și nu se poartă cu tine ca cu un diamant, nu o să o facă nici mai târziu în relație. Dacă nu o face la începutul relației, nu o să o facă cu atât mai mult, nu o să o facă. Pentru că, paranteză, bărbații au un tipar. 99% din toți bărbații pe care i-am întâlnit, și prieteni și amici și iubiți și așa mai departe și cunoștințe, toți au un tipar. La început își dau foarte mult interesul, mai ales dacă femeia se lasă greu convinsă, își dau foarte mult interesul, după care se relaxează foarte tare. Și dacă de la început el nu e generos, nu este atent cu tine, nu este drăguț cu tine, nu are grijă la detaliile astea, mai târziu nici atât nu o să le aibă. Da? Deci mai târziu nici atât nu o să fie, pentru că se relaxează. În momentul în care încep să-i miroși șosetele murdare, deja e ceva comun, adică la ce să mai te scot în oraș și la ce să mai... Deci generozitatea nu o priviți doar la nivelul de materialism, da? Ci la nivelul de efort pe care îl face el pentru a... îți atrage atenția, pentru că bărbatul asta trebuie să facă, bărbatul trebuie să atragă atenția, bărbatul trebuie să se lupte pentru o femeie. De aia în toate celelalte specii, dacă vă uitați, în momentul în care un mascul vrea o femeie, o curtează și se bate pentru ea cu alți masculi. Numai la noi a început să fie invers, doar la specia umană a început să fie invers, pentru că femeile au devenit foarte disperate. Le este foarte frică. Dacă nu m-am mărit, dacă nu m-am mărit, dacă nu am pe nimeni, dacă rămân singură. Și atunci bărbații s-au relaxat și au zis, ce? De ce să plătesc eu notă? Lasă-mă să plătesc, iată, de ce să o scot în oraș? Când merge, pot să o scot la Mac. Dar de ce să o scot în restaurant? Dar de ce să mergem în excursii? Când pot să stau acasă, adică, știți? Dacă nu este, înseamnă că trebuie să puneți niște semne de întrebare serioase. Că v-am zis, nu e la început, cu siguranță nu o să fie mai încolo. După un an, doi de relație, nu o să-i. A treia tipologie de bărbat este acela care nu te ajută cu problemele tale, nu se implică în problemele tale și nu îți dă o mână de ajutor. Mare, mare problemă aici, pentru că asta nu se poate depista neapărat din primele întâlniri, pentru că da, nu o să fii să-ți etalezi problemele de la primele întâlniri, dar întotdeauna un bărbat cu adevărat masculin care își dorește să fie suport pentru o familie, pentru o femeie, întotdeauna o să sară să o ajute. Masculinitatea
știți și voi, este orientată către găsirea de soluții, către partea pragmatică. Bărbații sunt de regulă pragmatici, again, dacă sunt bărbați de adevăratele, da? Bărbații sunt pragmatici și atunci, în momentul în care ai o problemă cu mașina, cu copilul, cu casa, cu ceva, sare repede să te ajute, problemele tale devin problemele lui și se zbate și încearcă să facă tot posibilul să te ajute. Dacă un bărbat care mai ales declară că ține la tine, nu sare să facă chestiile astea, ori este lipsit de masculinitate, ori este dezinteresat, da? De fapt, interesul lui real față de tine nu este atât de puternic, ori este leneș, da? Ori nu este suficient de capabil să rezolve nimic, să se descurce, să rezolve lucruri și atunci îți poți da seama cam ce nivel de suport vei avea tu, mai ales dacă intenționezi să întemeiezi o familie cu el. Mare atenție, fetelor, că aici foarte multe femei fac greșeala de a deveni ele extrem de masculine și de a lua ele toate problemele asupra lor și de a zice, lasă, dragule, lasă că rezolv eu tot. Nu. El trebuie să rezolve. El e bărbatul. El este ăla care trebuie să alerge. El este ăla. Asta nu înseamnă că tu valorezi mai puțin ca femeie, că tot timpul aud chestia asta. Păi dacă face el tot, eu ce mai fac? Eu nu sunt. Înseamnă că eu ca femeie nu valorez. Ba nu, ai și tu rolul tău ca femeie, dar nu te băga peste rolul lui. Nu-l castra, pentru că efectiv asta înseamnă. În momentul în care tu ca femeie te bagi peste rolul lui de bărbat și nu-l lasă să fie bărbat în adevăratul sens al cuvântului, îl castrezi. Și atunci, cum să mai obții mai târziu suport? Știu o grămadă de femei care de-a lungul timpului au fost nu, lasă, dragule, lasă, nu te obosi tu, lasă că fac eu tot, lasă că fac eu și aia, lasă că fac eu și aia, lasă că am eu grijă și de casă, lasă că am eu grijă și de curte, lasă că am eu grijă și job, lasă că am eu de toate. Și bărbatul s-a conformat și s-a relaxat și undeva după o perioadă destul de lungă de relație le vezi plângându-se că vai ce grea și roaie e viața mea, că pe mine nu mă ajută cu nimic și nu face nimic și nu sunt și eu ajutată de el și n-am un suport. Păi tu l-ai învățat așa, tu l-ai castrat efectiv și nu l-ai lăsat să-și facă treaba de bărbat. Dacă este genul de bărbat care vine și zice lasă, draga mea, că poți tu să faci tot, rezolvi tu tot, nu-i problemă, eu am încredere în tine că tu ești puternică și poți să faci, asta este o manevră de manipulare prin care încearcă să se eschiveze de la a face lucruri. Nu trebuie să cădeți în capcana asta. Genul ăsta de bărbați sunt, de fapt, foarte leneși și foarte incapabili de a face lucruri pentru femeile din viața lor. Și atunci trebuie să vă gândiți foarte bine dacă vreți un astfel de om lângă voi. Pentru că să te iubească n-ajunge. La un moment dat nu mai ajunge să te iubească. Da, știu, și eu credeam la 18 ani că să ne iubim e tot ce contează. E tot ce contează pe lumea asta și e așa de bine să ne iubim. Nu, să știți că nu, asta, nu e suficient să te iubești cu un om. Da? Dacă, mai ales când vrei să întemeiezi o familie, când vrei să faci o casă cu un om. Cum poți? Imaginați-vă și voi. Cum ai putea tu ca femeie să te angajezi să-ți iei un credit pentru o casă când n-ai suport din partea lui? Și când te poți aștepta să te lase baltă oricând. Puneți-vă doar scenariul ăsta în minte. Imaginați-vă doar scenariul ăsta. Cum? Da? Deci trebuie să vă gândiți și trebuie să fiți un pic mai deștepte dacă vreți să vă fie. A patra tipologie de bărbat este bărbatul care te ignoră. Pentru că s-a întipărit în mintea tinerilor din ziua de astăzi că este foarte bine să ignori o femeie. Că, de fapt, așa o vei atrage și, într-adevăr, faza asta ține la disperate, ține la alea care n-au încredere în ele, care nu știu ce vor de la viață, care nu știu ce bărbat vor, care ține. Și ar trebui să vă puneți un mare semn de întrebare legat de voi, dacă vă deranjează chestia asta. În momentul în care un bărbat te-a ignorat, ok, m-a ignorat, așa și pleacă. Da? La modul ăsta trebuie să-l tratați. Nu poți să fii genul ăla de femeie care acum te bagă în seamă, ești da, iubitul, da, ce vrei, acum, fac aia, ce vrei, unde? După aia te ignoră 2-3 săptămâni în timp în care se duce cu altele și face și vede de ale lui, după care ea se întoarce la tine și te găsește tot în aceeași poziție.
așa trebuie să fii. Da? Un bărbat care te ignoră, e clar că nu te prețuiește suficient de mult. E clar că nu-i pasă de tine, nu-i pasă ce probleme ai, nu-i pasă că s-ar putea să mori în astea două săptămâni când nu te-a băgat în seamă, nu-i pasă că s-ar putea să te îmbolnăvești, nu-i pasă absolut nimic de ce se întâmplă cu tine. Prin urmare, nu știu dacă vrei neapărat să fii într-o relație cu un astfel de om. Și dacă ai vrea să construiești ceva cu un astfel de om, dacă pe el nu-l interesează de existența ta, înseamnă că are o problemă. Pentru că revenim la situația și la statutul primordial al bărbatului. Bărbatul este cel care trebuie să alerge după o femeie, nu femeia după bărbat. Fetelor, deci vă rog eu frumos, nu mai alergați după bărbați, că este cel mai mare deserviciu pe care vi-l puteți face. Nu mai alergați după bărbați, nu mai alergați după ei, nu mai fiți disperate, nu mai dați impresia de disperare, chiar dacă în sinea voastră, undeva acolo, în străfundul vostru sunteți, nu mai dați iluzia de disperare, nu mai dați impresia, nu le mai spuneți bărbaților, oh, ce bine e că ai venit, nu mai fiți atât de la îndemână. Pentru că asta îi face pe bărbați să vă ignore, asta îi face pe bărbați, le dă posibilitatea să vă ignore, pentru că știu că atunci când se vor întoarce, vă vor găsi tot acolo. Nu, te-ai ignorat, salutare, pa, pa, pentru că eu valorez mai mult de atât și bărbatul trebuie să te alerge, bărbatul trebuie să fugă după tine, bărbatul trebuie să fie constant pe jar pus să știe că dacă nu scuia unde o fi, ce face, cu cine e, dacă pleacă, dacă nu o mai găsesc acolo. Asta trebuie să fie mentalitatea lui, nu a ta ca femeie. Și nu trebuie să-ți mai pese atât de tare de un om care te ignoră. Văd constant femei care sunt ignorate de femei și eu am fost și... de-a lungul timpului m-am văzut în postura asta de foarte multe ori, eram complet ignorată și complet nebăgată în seamă și plângeam în punct că de ce mi se întâmplă treaba asta, fără să-mi dau seama că de fapt e vina mea. S-a pierdut foarte mult, să zicem, tradiția asta a curtării femeilor, pentru că femeile sunt tot timpul despuiate, sunt tot timpul la îndemână, sunt tot timpul disponibile, sunt tot timpul acolo, sunt tot... Da, iubito, ce vrei? Ce vrei să... Vrei să stau jos? Stau jos. Vrei să stau în picioare? Stau în picioare. Nu trebuie să fii ca un cățel din ăla perfect dresat. Trebuie să fii mai deșteaptă de atât ca femeie. Și dacă un bărbat te ignoră, este clar că nu este demn de atenția ta și nu este demn de tine și nu te merită și cu siguranță nu o să te trateze nici acum, nici pe viitor ca pe un diamant. Și prin urmare trebuie să te duci să te uiți în altă parte. A cincea tipologie de bărbat este bărbatul care este foarte modern și anume bărbatul care nu are nicio slujbă, nicio situație materială și nimic care să îi poată permite să curteze o femeie. Aici hai să ne înțelegem cu o chestie. Aș vrea să lăsăm la o parte toate preconcepțiile astea care s-au format de-a lungul timpului legate de femei, că sunt materialiste, că se uită numai la banii pe care ai. Păi și la ce ai vrea să se uite? Pe lângă banii pe care ai. La ce ai vrea să se uite? La cum nu poți tu să susții o familie. Normal că în momentul în care vrei să întemeiezi o familie cu cineva, trebuie să te uiți să vezi dacă ființa aia are capacitatea de a susține o familie. Pentru că altfel cu cine faci copii? Cu Sfântul Duh? Oricine poate să facă, dar Sfântul Duh nu vine să cotizeze, să dea de mâncare copiilor. Știți? Îmi pare rău. Așa că trebuie să fi... Lăsați la o parte prostiile astea cu materialismul femeilor și că femeile sunt numai după bani și că... Deci vorbesc clar de situația în care vrei o relație cu o femeie și femeia vrea o relație cu tine, nu de extra, da? Când există o înțelegere între cei doi parteneri, doar din punct de vedere material. Aia e altă discuție. Tu ca femeie trebuie să observi chestiile astea, pentru că dacă vrei să construiești o relație cu un om și el n-are un job, n-are o situație materială cât de cât aranjată, cu ce o să te ajute? Cu ce o să te susțină? Dacă vrei să întemeiezi o familie cu el, cu ce o să creșteți copiii aia? Cu ce o să vă faceți o casă? Îți faci tu credit pe numele tău și vă luați casa pe numele amândurora și tu ce faci? Tu muncești și el stă acasă, nu? Revenind iarăși la exemplele de femei pe care le știu eu cu... Lasă-mă, nu face... Nu te duce tu, lasă, nu face tu, că fac eu tot, da? Deci, nu,
rolul tău ca femeie nu este să susții familia, este rolul bărbatului, este rolul lui primordial de a susține bărbatul, nu al tău ca femeie. Tu poți să vii să contribui la susținerea familiei, aia e altceva. Și faptul că nu susții tu familia și că nu ești 50-50 woman, că iarăși mă enervează chestia asta cu 50-50 woman și o să povestim despre treaba asta într-o zi, asta nu înseamnă că nu ești independentă, că nu ești o femeie liberă, că nu ești o femeie capabilă, da? Libertatea și independența unei femei nu are nici o treabă cu banii pe care îi cotizează la familie și la aportul familiei. Deci vă rog frumos, terminați cu prostiile astea, că sunt numai niște tâmpeni, da? Datoria ta ca femeie nu este să susții familia, este datoria lui, pentru că el trebuie să fie capabil de așa ceva. Ăsta e rolul lui. Asta e principala lui atribuție, pe lângă faptul că face copii. Asta e principala lui atribuție. Mă rog, ajută la făcut copii, nu-i face el. Nici măcar nu-i face el. Vedeți? Deci, asta e principala lui atribuție. Prin urmare, tu ca femeie nu trebuie să iei rolul ăsta și trebuie să fii atentă. Cu cine întemeiezi o familie? Cu Sfântul Duh? Care dă bine în poze și atât? Sau cu un bărbat responsabil, care are un job, are o carieră, are măcar cât de cât ceva aranjat acolo, are ceva stabil, are aspirații. Dacă un bărbat nu are nici job, nu are nici carieră, nu are nimic, nu are nicio situație materială, înseamnă că trebuie să se concentreze pe asta. Prima dată să-și creeze o situație materială, să-și creeze un job, să-și creeze o posibilitate de a întreține o familie și după aia să alerge după o femeie și să întreține o femeie. I hate to think where you'll wind up. You're wasting all your time in unrefined persons without any money. Honey, did it ever occur to you that some people just don't care about money? Please don't be silly. We're talking serious. You don't want to end up with a loveless marriage, do you? Me? Loveless? That's right. Because if a girl spending all of her time worrying about the money she doesn't have, how is she going to have any time for being in love? Da, femeile trebuie curtate și ca să curtezi o femeie îți trebuie bani, ce să vezi, dragule. Nu mai învățați bărbații că nu e nevoie. Nu, da, nu. Nu e nevoie, nu, nu e nevoie, nu, lasă că dau eu, plătesc eu, nu, nu. Nu, nu plătești tu. Pentru că dacă plătești tu la început, după aceea când relația se relaxează și el nu mai este atât de incitat să alerge, la fel o să facă și atunci. Da? O să plătești totul. Și la un moment dat o să ți se acrească, la jumătatea relației așa o să ți se acrească, să tot plătești tu și el să nu facă nimic. Da? Și ca să curtezi o femeie îți trebuie bani. Și ca să o tratezi ca pe un diamant îți trebuie bani. Ca să fii tratată ca un diamant, personajul trebuie să aibă niște bani. Eu nu spun acum că trebuie să alergi numai după milionari, să chestii, să... Nu exagerăm, da? Dar un bărbat în sine trebuie să fie stabil pe el, pe picioarele lui, pe forțele lui, să facă ceva, să producă ceva. Și vedeți că la categoria asta intră și papițoii ăștia cu banii lui tati. Da? Care au banii de la tati, care tati s-a fost mare comunist și a furat și acum e mare om și mare bogătan. În aceeași categorie intră și asta. Nu mă interesează banii lui tati. Nu mă interesează că tati tău are bani și tu te plimbi în vacanțe de 5 stele și ai bolit de lux. Nu, arată-mi ce poți tu să faci pe pielea ta, ce muncești tu, ce faci tu, ce produci tu, ce... Ești capabil să faci și tu bani? Sau trăiești doar cu ideea că o să-mi lase tati bani și o să pot să trăiesc toată viața în lux? Nu, 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 nu. Că s-ar putea ca tati să nu-ți lase bani. Sau s-ar putea ca tu să fii atât de inconștient încât să termini toți banii cu tati. Da? Și să nu-ți ajungă. Deci aveți grijă și la tipologia asta, că mai sunt și ăștia pe aici și știu că sunt, i-am văzut și eu și mai ales dacă ieșiți în nordul Bucureștiului, e plin de ei. Deci nu vă lăsați impresionate de ăștia cu banii lui tati, că ăștia sunt cea mai proastă soluție posibilă. Deci cea mai proastă soluție pe care o puteți întâlni. A șasea tipologie de bărbat este bărbatul care nu este de încredere. Și aici mă refer la faptul, nu neapărat că te minte, că aia intră la altă categorie cu mințitul, ci la faptul că nu poți pune bază în el. Adică stabilești ceva și zici că vorbești cu pereții.
stabilești un lucru, că faceți un lucru într-un fel și el e pur, aerian. Sau e volatil, așa, schimbă planurile de pe o zi pe alta. Sau astăzi zice ceva, mâine nu-ți mai zice. Astăzi te iubește, mâine e... Așa, peste două zile te înjură și vorbește oricând cu tine, după care vine și te iubește și îi pare rău, știți? Genul ăsta de personaje trebuie să evitate pentru că nu sunt stabile. S-ar putea să nu fie stabile nici psihic, dar mă rog, aia e altă discuție. Dar nu sunt stabile, adică în sentimente și în ceea ce fac, iarăși este o dovadă de lipsă de maturitate foarte multă în sensul ăsta, pentru că un om care știe ce vrea, care curtează o femeie, care iubește o femeie, care o apreciază cu adevărat, nu face chestii de genul ăsta. I may have to move to Paris for work, just for a while. For how long a while? I don't know. 7 months, maybe a year. Nothing's definite. Wait. Wait, 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 wait. How long have you known about this? It's been in the works for a while. I'll know more details after this trip. Well, when did you plan on telling me? When I knew more. Nothing's definite. I mean, don't get carried away. În momentul în care este dedicat unei relații, se implică foarte tare și vezi implicarea, dar dacă el este volatil așa și îl vezi cum e zburătăcește așa de aici de acolo și te bagă și pe tine în seamă din când în când, ăla nu este un om de încredere. Vorbesc iarăși din perspectiva în care tu îți dorești să întemeiezi o relație, potențial o familie, să ai o casă, să ai niște copii. Păi cum să ai un copii cu un om în care nu poți avea încredere, pe care nu, în care nu poți să pui bază, da? Care nu te susține. Că aici o să vezi foarte mult susținerea pe care o primești din partea lui. Păi nu prea poți, da? Și atunci trebuie să aveți mare, mare grijă la personajele astea, pentru că sunt foarte la modă și foarte la îndemână, îi găsiți peste tot și trebuie să ai mare grijă la asemenea personaje. A șaptea tipologie ar fi bărbatul care nu îți respectă familia, nu îți respectă prietenii, valorile și așa mai departe. Sunt situații în care sunt conflicte din astea de tip religios între tine și el și nu știu ce, sau mă rog, și să spunem că n-are aceeași religie ca tine, eu nu, spre exemplu, nu pot concepe ideea de a-ți schimba tu ca femeie religia pentru un bărbat. Nu pun prea mare preț pe religie, eu personal, dar ca idee, nu poți concepe ideea de a te pune, nu mă interesează care e religia lui, și nu veniți să-mi ziceți de musulman sau mai știu eu ce, că știu musulmani care nu și-au obligat nevestele să devină musulmance ca să se căsătorească cu ele, da? Deci nu e literă de lege, nu pot concepe ideea asta, cum adică să-mi schimb eu religia pentru tine, de ce? Astea-s valorile mele, dacă eu țin la valorile mele, ar trebui măcar să le respecti. Nu să mă pui să mi le schimb după ale tale, pentru că așa vrei tu. Nu mai suntem în secolul XVI, în care femeia trebuia să facă tot ce zicea bărbatul, din fericire, și trebuia să fie sub papucul bărbatului. Da? Prin urmare, o dovadă de respect față de tine ca femeie este să-ți respecte valorile. Poate că nu e de acord cu ele, poate că nu este în asentiment cu ele, poate că, nu știu, el are alte valori. Dar asta nu înseamnă că trebuie să denigreze pe ale tale. Asta nu înseamnă că valorile tale sunt mai puțin importante. La fel cum nici valorile lui nu sunt mai puțin importante. Și tu ca femeie n-ar trebui să-i denigrezi valorile lui, da? Dacă el e musulman, tu ești catolică, mamă, să vă luați la ceartă pe treaba asta. Sub nicio formă. Și tu trebuie să-i respecti valorile, dar și el trebuie să-ți respecte valorile tale, da? Și la fel și cu familia. Se vede foarte ușor un om care ține la tine cât de mult îți respectă familia, pentru că știți, cred, că aici intervin cel mai des și cel mai repede clinciuri și de aici vă puteți da seama de foarte multe lucruri, de felul în care el îți respectă familia sau familia lui te respectă pe tine și așa mai departe. Se pot observa foarte multe lucruri.
Pentru că inevitabil, dacă este un om care este atașat, spre exemplu, de familia lui foarte tare, da? Dacă este foarte atașat, ceea ce e foarte bine să fie atașat. Adică n-ar trebui să vă doriți pe cineva care nu este atașat de familia lui, dar și atașamentul ăsta are un anumit grad, știți? Trebuie să fie până la un punct. Dacă este extrem de atașat de familia lui, oricât de mult o ține la tine și oricât de mult te-ar iubi și oricât de mult ar face, la un moment dat sunt situații în care familia vine și se interpune așa și strică relația dintre voi doi. Da? Și de-aia trebuie să ai grijă la aspectul ăsta. Sau invers, de exemplu, el să vină să nu se înțeleagă bine cu familia ta sau, mă rog, să nu se aprecieze familia și să te despartă de familia ta. N-ar trebui să permiți chestia asta, da? A trebuit să ai mare grijă la felul în care manageriezi lucrurile astea, pentru că se pot întâmpla niște lucruri ireparabile. Și vă spun că am suficient exemple la mine în familie de genul ăsta. Deci, mare, mare atenție felul în care îți tratează prietenii, felul în care îți tratează familia, da? La fel și cum tu ești primită de familia lui și de prietenii lui, ar trebui să fie un indicator cam ce tip de persoană este ăsta și să ai grijă, pentru că până la urma urmei scopul nostru în viața asta este să ne înțelegem bine cu rudele noastre sau potențialele rude. Nu cred că intră nimeni într-o relație cu gândul de a se certa cu soacra. Sper. Așa cred eu și sper. Bun, a opta tipologie de om este ăla care te amăgește. Oh, și aici pot să-mi dau doctoratul, dacă vreți, în tipologia asta de bărbat, pentru că sunt, eu am avut noroc mai de din ăștia, pentru că, la fel cum am zis, am avut o perioadă foarte lungă în care îi lăsam să mă trateze cum aveau ei chef. Și genul ăsta de bărbat este ăla care te duce cu zăhărelul. Deci, să știți de la mine, o relație care durează mai mult de 3 ani și nu s-a finalizat prin căsătorie după ăștia 3 ani, nu o să se mai finalizeze niciodată. Sau dacă se finalizează, e o minune. Sunt undeva sub 10% șanse să se întâmple treaba asta, da? Și știu foarte puține situații de relații astea super longevive și undeva după 10-11 ani s-au căsătorit. Alea sunt excepții și sunt foarte rare și n-ar trebui să rămâneți în baza asta. Dacă ați stat cu un bărbat mai mult de 3 ani și după 3 ani nu v-ați căsătorit, vă puteți lua adiu. Puteți să plecați liniștite. Vă spun din experiență, că știu. Dați-vă la mine. Eu știu ce zic. Deci, ăla este tipologia de bărbat care te duce cu zăhărelul. Aveți grijă și la logodnă, că logodna asta, ideea de logodnă, este iarăși un truc prin care să te amăgească, să te ducă cu zăhărelul. Îți dau inelul de logodnă acum, cu promisiunea că o să te iau de nevastă și undeva, cândva, peste vreo 15-20 de ani, așa, probabil am să mă și însor cu tine. Nu, nu, băiete. No way, da? Deci, nu. Dacă relația aia a depășit 3 ani, vă spun cu mâna pe inimă că șansele să se mai întâmple ceva sunt foarte mici. Pentru că genul ăsta de bărbați sunt genul ăia care nu sunt angajați, nu sunt committed, cum zic americanii, știți? Nu le place să fie așa într-o relație foarte serioasă și... poți să-ți dai seama și nu prea de la începutul relației, adică la începutul relației, când e totul super fresh, nu o să îți dai seama de treaba asta, că e vulva aia de început, emoția aia și totul e fresh, totul e plăcut și nu prea îți dai seama, totul merge bine și așa, dar undeva după un an și ceva de relație, ar trebui să-ți pui întrebări, băi, noi ce facem de acum încolo? Și dacă răspunsurile, mai stăm, sunt în direcția asta cum mai stăm și hai să nu ne grăbim, e clar că nu este un om foarte hotărât să-și pună pirostriile, ca să zicem așa, sau nu este foarte hotărât. Și, repet, eu nu sunt genul de om care să țină la căsătorie, de aia pe mine nici nu m-a deranjat foarte tare asta așa, ca să o luăm și în partea personală.
o să vă răspund de ce. Eu nu sunt genul de om care să țină la căsătorie, pentru că nici nu vreau copii și atunci, nefiind copiii la mijloc un factor decizional pentru mine, nu e un lucru la care să țin morții, știți, căsătoria. Dar în momentul în care îți dorești copii, eu consider, din tot ce am văzut și am analizat până acum, că e bine să creezi o legătură și mai strânsă și căsătoria să o privești mai degrabă nu prin, ca printr-un angajament sau printr-o obligație a lui de a sta acasă și a veni acasă și a nu se duce după altele, ci prin a susține o familie. Prin a susține o familie, pentru că pe tine asta te interesează în fond și la urma urmei și pe el ar trebui să-l intereseze până la urma urmei dacă intră într-o relație serioasă cu tine, să construiască ceva cu tine, să construiască o familie, să aibă copii cu tine, să aibă o casă cu tine, să construiți ceva împreună, să puneți amândoi cărămide cu cărămide la viața voastră comună. Ori când el o duce așa cu zăhărelul și când sunteți așa, știi, flower power și mai ne vedem și ne mai ne întâlnim, asta nu o să ducă niciodată la chestia aia serioasă către care tinzi tu, da? Și înseamnă că el nici nu e prea serios în sensul ăsta. Iar legat de treaba cu copiii, ar trebui să o stabiliți din timp, adică din timpul relației, din cât mai devreme în relație. Să-l lăsați să știe dacă vreți sau nu copii, el ar trebui să vă lase și pe voi să știți dacă vrea sau nu copii, ca să știți ce aveți de făcut, că poate nu aveți viziuni comune în sensul ăsta și atunci n-are rost să vă pierdeți timpul și o să ziceți, bine, bine, îmi dau seama după un an de zile de relație că el nu e prea hotărât să se căsătorească și nu vrea să se căsătorească și am pierdut un an de zile degeaba. Păi imaginează-ți că e mai rău să pierzi 10-15 ani cu un om decât să pierzi un an. Adică eu așa m-aș gândi. Mai repede pierd un an de zile decât să pierd 15. Să stau să aștept 15 ani de zile să mă ceară de nevastă. Știți? Aduceți aminte de aia, de imaginea aia din Sex and the City cu Carrie care îl bătea pe Big la nuntă, că după 10 ani de zile el încă nu s-a hotărât dacă vrea sau nu să o ia de nevastă. Adică el încă nu știa, el era încă nesigur. După 10 ani el încă era nesigur dacă să se însoare cu ea sau nu, dacă chiar merită. Adică genul ăla de bărbat ar trebui să aveți mare grijă, să-l evitați. Dacă vreți o relație serioasă și vreți să formați o familie și aveți niște obiective în viața voastră, că până la urma urmei noi ca femei avem și un ceas biologic care ticăie acolo și dacă ai sărit de perioada ticăielii, te cam chinui după aia. Următoarea tipologie de bărbat este ala care te minte și asta îl puteți despista destul de repede și o să vă dați seama că în general bărbații mint foarte prost, adică sunt niște mincinoși notorii, dar foarte proști. Singura lor problemă este că sunt foarte siguri pe ei și au impresia că pot să ducă pe toată lumea cu zăhărelul și pot să convingă pe toată lumea de minciunile lor, dar dacă sunteți atente și dacă sunteți deștepte ca femei, vă veți da seama de minciuni. Și aici pot să intre de la minciuni inofensive, vin la 5, vine la 12, am ajuns acasă la 3, în loc să ajung la 12 noaptea. Știți, chestii de genul ăsta, minciuni din astea mici, inofensive, până la lucruri grave, de genul înșelat și așa mai departe. Sau câți bani câștigă și câți bani aduce acasă și restul îi lasă pe unde îi lasă și așa mai departe. Știți? În momentul în care vrei să-ți întemezi o familie cu un bărbat, trebuie să te gândești de două ori, de cinci ori, dacă genul ăsta de om este omul cu care să-ți întemezi o familie, că nu cred că îți dorești să-ți întemeiezi o familie cu un bărbat care nu-ți aduce banii acasă și la copii și cheltuie pe unde are el chef, că așa i-a tunat lui, știm și minte. A, păi nu, că de data asta nu mi-au dat toți banii la serviciu, de parcă șeful ar putea să-ți ia din bani oricând, cum vrea el, așa, știți? Așa că mare atenție la genul ăsta de bărbați, că dacă vă mint, și în general bărbații mint, că ei mint, adică e ceva natural pentru ei, dar v-am zis, sunt niște mincinoși foarte proști. Dacă sunteți atente, o să vă dați foarte repede seama. Dacă aveți un pic de atenție și un pic de răbdare, o să vă dați foarte repede seama dacă partenerul vostru vă minte și când vă minte. Plus că ei se trădează foarte repede prin gesturi. Așa că urmăriți-le gesturile, că una, două,
vă veți da seama când mint. Să știți că și omisiune este tot minciună. Minciuna prin omisiune e tot minciună. Da? Deci faptul că am uitat să spun că... Știi... Am o secretară nouă. Super sexy. Da, sigur. Ai uitat să spui, sigur. Știu. Așa. Sau am uitat să spun că nu pot să mai merg cu tine, nu știu unde, trebuie să mă duc cu altcineva, știți? Lucruri de genul ăsta. Pescuiți-le, urmăriți-le și aveți mare grijă, pentru că astăzi le puteți vedea din timp și un bărbat care te respectă n-are de ce să te mintă. Bineînțeles că aici este valabilă și reciproca. Dacă tu nu-l minți, nici el n-ar trebui să te mintă și invers. Adică eu nu consider că asta este o chestie pe care să-ți fondezi o relație serioasă, mai ales dacă vrei o relație de lungă durată și serioasă, și dacă depistezi lucrurile astea din timp, poți să le și pui punct la timp, înainte să avanseze lucrurile foarte tare. A 10-a tipologie de bărbat este bărbatul de care m-am ferit toată viața din fericire și pe care am avut ocazia să-l întâlnesc și care... de care vă recomand eu să fugiți cât se poate de tare, pentru că nu. Asta nu e bărbatul care să fie de încredere. Și mă refer la bărbatul care te controlează. Un bărbat care te controlează n-are încredere în tine. N-are încredere în el. Este nesigur total, deci este plin de nesiguranță. Este imatur de cele mai multe ori. Și nu e... O să vină să vă bage chestia aia, am grijă de tine. Nu. Dacă ai grijă de mine, faci alte lucruri. Sunt alte lucruri care trebuie bifate la capitolul grijă de tine. Nu, unde ești? Ai zis că vii la și 5. De ce ești un sfert și n-ai venit? De ce nu mai ești acasă? Cu cine ai ieșit? Cât bani ai cheltuit? De ce ți-ai cumpărat alea? De ce nu ți-ai luat alea? De ce nu mi-ai spus că ți-ai cumpărat haine? De ce ai cumpărat mai multă mâncare decât ai zis? Știți tipologia aia de bărbat și cunosc foarte. Sunt foarte mulți bărbați din ăștia care trebuie să le dai explicații la virgulă cu absolut tot ce se întâmplă în viața ta. Și este o relație extrem de nesănătoasă și extrem de toxică asta. Nu este sănătos nici ca femeie și nici ca bărbat, pentru că și femeile fac chestiile astea și avem și noi poamele noastre destule. Și nu este sănătos nici tu ca femeie să faci așa, dar nici să stai lângă un astfel de bărbat, sub nicio formă, pentru că nu e sănătos. Asta nu înseamnă să fii într-o relație, să ai libertatea de a face ce vrei tu, cum vrei tu. Deci chiar dacă ești într-o relație, tu trebuie să fii liber să faci ce vrei tu, să te duci la job. Că mai aud pe aici, pe la țară, mai ales aud foarte des, eu nu pot să-mi iau un job, că nu mă lasă bărbatul meu. Mă rog, sunt situații în care într-adevăr bărbatul nu le lasă sau sunt situații în care nu vor ele și sunt, asta e o scuză pentru că sunt prea puturoase, dar în situația în care chiar nu le lasă bărbatul, e grav, da? E o chestie toxică. Nu ai cum să nu te, n-are cum să nu te lasă bărbatul să te duci la muncă dacă tu vrei să muncești. Cum adică să-mi zică mie bărbatul meu câte rochii să-mi cumpăr sau de ce mi-am cumpărat rochii? Sau de ce am luat nu știu ce mâncare, sau de ce am luat nu știu ce, sau de ce mă duc să mă întâlnesc cu prietenele mele, sau de ce mă duc în vacanță cu prietenele, sau de ce fac nu știu ce. Asta nu înseamnă că e o relație sănătoasă. Penultima tipologie de bărbat este bărbatul care nu face ce vrei tu și aici nu mă refer la ideea de a fi cățeluș și de a fi lipsit de masculinitate și de a fi... lipsit de personalitate și de a sta tot timpul sub papucul tău și de a-i spune tu ce să facă și de a-l controla tu, ci mă refer la faptul că sunt bărbați care parcă din ambiție sau așa au fost educați să nu facă pe plac femeilor. Orice vrea femeia, nu-i dai pentru că se învață, da? Nu faci ca ea niciodată, nu zici ca ea niciodată, nu... genul ăsta de bărbat este genul de bărbat care nici nu o să te curteze foarte mult, prin urmare... Trebuie să ai mare grijă, pentru că un bărbat care te curtează, care te place, care vrea să te facă să te simți ca o prințesă, ca o zeiță, ca o divinitate, care se poartă cu tine ca cu un diamant, cum am zis pe parcursul întregului clip, o să încerce să-ți facă pe plac, o să încerce să-ți facă pe poftele, o să încerce să te alinte, o să încerce să te respecte, o să încerce să te facă să te simți bine. Nu o să dea impresia că totul este o competiție și că el trebuie să câștige și că el e în control.
control și că tu trebuie să fii sub stăpânirea lui. Mare atenție la genul ăsta, la tipologia asta de bărbat, pentru că ulterior, când relația va avansa și când în momentul în care vrea să-ți întemeiezi o familie cu un astfel de bărbat, o să suferi foarte mult, pentru că o să simți că nu ai respect din partea lui, nu ai apreciere din partea lui, nu ai nimic, nu face nimic ca să te facă să te simți bine. Și știu foarte multe cazuri de genul ăsta, pentru că, din nou, la țară este foarte populară tipologia asta de bărbat care nu face niciodată ca femeia, nu o face niciodată să se simtă bine, pentru că dacă se învață, lasă să nu se învețe, să femeia trebuie să fie învățată cu rău. Ultima tipologie care, după părerea mea, este mai nou, așa, se regăsește mai degrabă printre tineri, dar exista și mai demult, există și bărbați mai în vârstă care se încadrează în categoria asta, dar în mod special am observat că este o tendință mai ales modernă, să spunem millennial și lor, dacă vreți, așa, și anume mama's boy. N-am experimentat niciodată chestia asta, n-am avut parte niciodată de un mama's boy până acum și oricum nu e genul de bărbat către care să mă îndrept. Ăștia în general nici nu prea sunt bărbați care sunt mama's boy, dar să zicem că nimeriți unul. Mai atenție că ăștia sunt ăia care fac tot ce zice mami, care trebuie să fie totul la mami. Mami e pe primul loc, mami, dacă mami zice că tu nu ești bună, păi nu ești bună. Dacă mami zice că tu ai fusta prea scurtă, unde ești cu fusta aia scurtă, păi unde ești cu fusta aia scurtă. Mami a zis, mami a făcut, mami, știți, adică este o diferență și trebuie să urmăriți treaba asta. Este o diferență între un bărbat aș respecta, aș iubi mama și e foarte important când se întâmplă asta. În momentul în care un bărbat își respectă mama și își iubește mama, categoric o să aibă un respect și față de tine ca femeie, pentru că genul ăla de bărbat știe să respecte femeile. Dar este o diferență între ăsta și ăla care este mama. Mamă, mami, care este legat la 40 de ani de fusta lui măsa. Și măsa îi zice ce are de făcut și măsa îi face de mâncare și măsa trebuie să-i facă de toate și măsa decide cum se îmbracă și așa mai departe. Deci ăștia sunt niște bărbați cu care nu prea ai ce face, pentru că dacă mami nu o să te placă și nu o să-ți dea voie să fii cu băiatul ei, nu o să fii, sau dacă mami o să vrea, mai știu eu cazuri, să vă luați casă lângă ea, păi vă veți lua casă lângă ea și veți face totul cum va decide ea și o să-ți bată în ușă non-stop mami și o să îți decidă până de la numele copiilor până la cum îi îmbraci, ce mâncare le dai și așa mai departe. Și când faci sex, decide tot mami, da? Deci genul ăsta de bărbat, din punctul meu de vedere, nu e bărbat odată și în al doilea rând trebuie evitat, fugiți de el. Că nu, efectiv, nu o să aveți nimic de câștigat de pe urma lui, că nu o să puteți avea o relație, o să fiți trei în relația aia. Oricum o dai, o să fie un trisă. Destul de creepy. Așa că, da, nu e genul de bărbat pe care să îl vrei lângă tine. Și astăzi, în fise, eu sper că v-au prins bine lucrurile astea și aș vrea să-mi spuneți și voi dacă v-ați întâlnit cu tipologiile astea de bărbați. Chiar sunt foarte curioasă dacă voi le-ați întâlnit vreodată, dacă v-ați lovit de problemele astea sau dacă ați avut alte experiențe, chiar aș fi curioasă. Mă gândeam într-un timp să facem un clip în care să povestim, bineînțeles, la nivel de anonimat, date-uri foarte proaste. Pentru că asta mi s-ar părea super fun și în același timp super de luat aminte, așa că puteți să-mi lăsați și date-uri proaste pe care le-ați avut voi vreodată în viața asta. Bine, mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem, cum am zis, vă pup și nu uitați să vă abonați și să veniți și pe Instagram. Ciao! Așa fie.